Mulțumim, doamne Iana Bârdici, iar acum, pe final, îl invităm pe domnul Florea Blojiu, cine va prezenta două melodii vocal, la secțiunea vocală. Domnule Florea Blojiu, pentru secțiunea vocală, ce melodie ați pregătit? Am pregătit o doină și mă aveam pregătite, v-am spus că îndrăgesc mult cântecele Tăilor Mănene ale regretatului cântăreț Liviu Vasilică, dar m-am decis în ultimul timp, pentru că a venit și domnul Dântelor, n-am vrut să... Și fac un cântec din Argeș, deci o doină și un cântec din Argeș, cântecul lui Zavaiduc. Domnule Florea Blojiu, vreau să vă spun că am remarcat la dumneavoastră acest costum popular extraordinar de frumos, cămașa cusută în goblen cu aceste flori viu colorate. Foarte frumoase. Sunt convinsă că nu le-ați cusut dumneavoastră. Costumul provine din, tot din spre Telorman, de la Miroși, dar e din județul Argeș și fiul meu este preot acolo și i-am spus să dea zvon, să-mi dea și mie cineva un costum. Și o și-a dat zvon? Foarte cum se cade de acolo, care vinde lumânări la biserică acolo, i s-a făcut milă de mine și mi-a dat, a zis, întreb copiii, fac orice și ți-l dau dumitale dacă am auzit că știi să cânt și ți-l dau cu drag. Și chiar mi l-a dat cu drag și cânt cu drag și o să-l păstrez cu drag. Și este foarte frumos, să știți. Vă dorim succes! Mulțumesc! Foaie verde ca bate vântul frunza în codru, bate vântul frunza în codru, pe mine gândul și dorul. Pe mine gândul și dorul. Și-am zis verde salbă moale, bate vântul pe cărare și pe mine o supărare, că am pierdut tinerețea și-am găsit bătrânețea, mă. Bătrânețea-i haină grea, vrând nevrând te-nbraci cu ea, vrând nevrând te-nbraci cu ea. Și o porți cu greu tate, vrând nevrând o duci în spate. Thank you.
mai ofticat, mai de mine. Multe fete ard în foc când aude Zavai Doc, mă. Zavai Doc, uriță dulce, de la el nu te-ai mai duce. Multe fete ard în foc când aude Zavai Doc. Bătrânit, măi. Pune-mi de-ai că ce-ai băut, de n-ai mai îmbătrânit, măi. Am băut vinul cu gheață și-am stat la puicuța-n brațe și-am mâncat popoș de rață, și-am mâncat popoș de rață. Astea toate le-am făcut și n-am mai îmbătrânit. Astea toate le-am făcut și n-am mai îmbătrânit. Vă mulțumesc frumos, domnule Florea Blojiu, și vă recomand să participați anul acesta la festivalul Zavai Doc. La microfon, dacă vreți să ne mai spuneți ceva. La Zavai Doc, de obicei, se promovează tinere vlăstare, sunt alte probleme. Mă invitați la Rapsos, la astea, partice, nu e nicio problemă. O să vă... Am fost la câteva selecții și la Zavai Doc. Când luasem, trecusem preselecția, aveam o soră foarte bolnavă la București și n-am mai venit când s-a ținut festivalul. S-a Am crezut că ne spuneți că nu s-a mai ținut festivalul. S-a ținut festivalul. Ținea și fără mine, nu era o problemă. Da. Domnule Florea Blojiu, vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm la emisiunea Album Folcloric. Am să vin la să orice, vă realizăm povestea de viață. La orice emisiune, dumneavoastră solicitați, vin cu drag, ați văzut, îmi place să cânt, mie e mai greu cu negativul. Mulțumim frumos! Stimați telespectatorii, urmează festivitatea de premiere. Să vedem care sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Vă spuneam în deschiderea acestei emisiuni concurs că toți prietenii mei din această emisiune sunt câștigători. Dragi concurenți, stimați telespectatori, haideți să aflăm concluziile jurului. Pentru început o să aflăm punctul de vedere al doamnei Daniela Cernea, vă spuneam, interpret de muzică populară de aici, de la noi din Argeș, reprezentant de frunte și solist profesionist la Orchestra Doina Argeșului din Pitești. Aș începe prin a spune bună seara tuturor celor care ne privesc și prin a-i felicita pe toți participanții la acest concurs. Îi felicit pentru că au avut curajul de a participa la o vârstă frumoasă, l-aș spune eu, dar aș vrea să fac o remarcă așa pentru fiecare în parte, dacă aș putea. Vă rog. Concursul întotdeauna este concurs, de aceea se numește concurs, pentru că există o diferență între concurs, între spectacol și între nuntă. Și întotdeauna juriul ține cont de anumite criterii, adică din moment ce te prezinți la un concurs, trebuie să știi să porți un costum autentic cu adevărat, să reprezinte zona din care vii și mai ales repertoriul să fie de zonă. Am remarcat aici două doamne care într-adevăr au știut cum să-și aducă la un concurs costumul cu adevărat autentic, doamna Bârdici și doamna Doina Istrate. Într-adevăr poartă costumul autentic din Argeș. Și ceilalți concurenți au elemente frumoase din costumul popular al Argeșului, dar nu este complet. Da. Și domnul Florea Blojiu are un costum autentic frumos și foarte vechi, de asemenea și pe dumnealui îl felicit. În ceea ce privește repertoriul,
Mi-a plăcut că fiecare au adus așa câte un fragmentel dintr-o doină sau un cântec vechi. Părerea mea este că ar trebui să țină pe mai departe pentru nepoții dumnealor și pentru cei care ne ascultă, să țină cont că doina trebuie să fie din zonă, de asemenea și cântecul de dragoste pe care l-ați adus fiecare dintre dumneavoastră sau cântecul liric. Totuși, îi felicit pe toți pentru că am remarcat voci bune, voci la vârste înaintate și aici este vorba de un concurs așa, ca între prieteni. Amical, mai mult amical. Da. Da. Dar pentru continuitate, când ne prezentăm la un concurs, este bine să ținem cont de toate criteriile. Sper că nu i-am supărat pe concurenți care ne sunt și cunoștințe și prieteni. Noi ne cunoaștem, suntem deja din zonă, da? Dar dacă vor să țină cont de părerea mea, m-aș bucura. Le doresc succes pe mai departe dacă vor mai participa și felicitări pentru întreaga dumneavoastră activitate vă doresc, dragii mei. Doamna Daniela Cernea, vă mulțumesc frumos și vă rog să ne promiteți că la anul în 2018 veți fi prezentă din nou în juriu, la cea de-a doua ediție. Promit, cu mare drag. Mulțumim frumos. Dragii mei, vă invit acum să aflăm concluzia doamnei Mihaela Chirițescu, profesor de muzică. Ea va vorbi și pentru domnul profesor Marineață, pentru că sunt colegi. Vă spun și o bună seara. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră, domnișoara Ioan, pentru ideea de a organiza acest frumos concurs debut 50+. Vreau să felicit pe toți concurenții. Fiind prima ediție, am fost puțin mai indulgenți. Am văzut că au avut foarte mari emoții. Am ținut cont de autenticitatea costumului popular, pentru că aici suntem puși să promovăm și sunt pentru promovarea costumului popular autentic și a cântecului popular autentic. Am fost plăcut impresionată de doamna Ana Bârdici, chiar mi-au dat și lacrimile de felul cum a interpretat piesele. Am remarcat costumul și al dumnei și al doamnei Doina Istrate, care sunt niște costume într-adevăr autentice din cap până în picioare. Am ținut cont și de emisie, am ținut cont și de respirație și am ținut cont de piesele fiecăruia. Piesele nu au fost în total autentice, da, chiar ați reprezentat zona Argeșului, dar ați cântat piese din Olt, din Gorj. Vreau să veniți cu piese vechi de aici, de la noi, pentru a asculta și a mai avea ceva de învățat de la dumneavoastră. Vă urmăresc copii care poate vor să promoveze cântecul popular de la noi din zonă, dar per total a ieșit totul foarte bine, emoțiile s-au văzut, dar emoțiile trebuie să fie constructive. Ce să vă doresc? Felicitări pentru întreaga activitate a dumneavoastră artistică și să dea Dumnezeu să cântați și la 80, și la 90, și la 100. Felicitări! Vreau să felicit și eu concurenții și pe dumneavoastră, în primul rând, pentru organizarea acestui concurs și sper ca acest concurs să aibă cât mai multe ediții. Mulțumim frumos, domnule profesor Cristian Marineață, doamna Mihaela Chirițescu, doamna Daniela Cernea, vă mulțumesc și vă rog să ne promiteți acum în fața telespectatorilor și a acestor oameni minunați că veți fi prezenți în juriu și la ediția cu numărul 2 din 2018. Da, da. Mulțumim frumos. Iar acum, dragii mei, urmează festivitatea de premiere. O să vă rog pe toți să vă ridicați în picioare și pentru început o să vă oferim o diplomă de participare din partea noastră, a organizatorilor și a televiziunii Argeș TV. Dragi prieteni, începem festivitatea de premiere prin acordarea diplomelor de participare pentru toți concurenții. Diploma de participare se acordă doamnei Ana Bârdici. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Doina Istrate. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Geta Silveanu. Vă mulțumesc! Domnul Ionel Porojan. Doamna Mihaela Valmar. Mulțumesc. Doamna Tita Tudose. Mulțumesc. Doamna Mariana Matei. Mulțumesc.
doamna Lămâița Văduva și domnul Florea Blojiu. Vă mulțumim frumos încă o dată, iar acum domnul profesor Cristian Marineață va înmâna diplomele de merit cu premiile 1, 2 și 3. Da. Premiul 3 se acordă domnului Ionel Polojan din Telorman. De asemenea, tot premiul al treilea este acordat domnului Florea Blojiu. Vin cu murul, da? Și cu nechezatul, nu? Și cu nechezatul. Așa. Da. Premiul al doilea este acordat doamnei Doina Istrate. Felicitări. Și premiul întâi acordăm doamnei Ana Bârdici. Chiar dacă era să dărâm. Felicitări. Chiar dacă era să dărâm. Emoțiile au fost destul de mari. Felicitări încă o dată tuturor participanților. Mulțumesc din tot sufletul. Stimați telespectatori, dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea Concurs 50+, prima ediție. Vreau să mulțumesc în mod special doamnei director Elisabeta Panaiș și întregului colectiv de la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia din Mioveni pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. Rămâneți alături de noi, vă pregătim cea de-a doua ediție în anul 2018, rămâneți alături de Argeș TV și nu uitați, rămâneți aproape de cântecul popular românesc. La revedere!